Trebuie neapărat să vă mulțumim pentru că ne-ați primit aici și că ați fost de acord să vorbiți cu noi. Suntem de acord, nu e nicio problemă asta. Suntem alături de părinții lui Nadin, până la urmă fenomenul TikTok-ului, că asta e de câteva săptămâni, domnul Ion și doamna Aurora sunt alături de mine. Dumneavoastră sunteți tatăl vitreg al lui. Spuneți-mi cum l-ați crescut, cât de greu v-a fost? Ce să zic, eu când am luat de la stat, era un copil foarte, foarte, era cum a fost de la stat, rău, obraznic. Obraznic. De ce să zic, am mai avut și probleme, am mai avut și nemulțumiri cu el. A fost un copil, cu, nu știu cum să vă explic. Eu am zis că nu-l dau la brast. Eu unul am zis că nu, dar uitați că Dumnezeu a vrut și s-a mai cumințit. Îmi spuneați dumneavoastră, mama lui Nadin, că el a fost de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 8 ani, a fost dat la stat, până la urmă într-un centru, într-un orfelinat, nu? Da, în județul Botoșani. De ce l-ați dat acolo? Ea, înainte să plec de acolo, tata lui, adevărat, am trăit cu el 20 de ani. M-a bătut, m-a fugurit, m-a chinuit. Nu mai spun, nu? În fine, aia să treacă. Și am plecat în Italia. După cum am plecat în Italia, el i-a dat la stat, că erau mai mici și nu mai puteam munce. Eu am avut stână și acolo. Deci dumneavoastră ați plecat în Italia și tatăl lui, adevărat, natural, l-a dat la stat. Da. Am primit un telefon de la, tot așa, să mă prezint la acasă înapoi, că a dat copiii la stat. Dacă nu mă scoate din drepturile de la Prânțești. Am lăsat locul de muncă și am plecat înapoi la Botoșani. Când am plecat, avea copilul meu 3 anișori. Deja avea vreo 2-3 luni de zile acolo, stat. Așa, să vă spun drept. M-am dus, m-a primit, a zis că cine sunt, a spus că sunt mama lui adevărată, că de ce l-ai lăsat, tot așa m-a luat, așa să-i scălesc, am scălit. Am plecat înapoi în Italia. Am primit un aviz telefonic iar înapoi din nou, că a nebunit copilul și l-a închis la spitalul din nebuni la Botoșani. Am lăsat locul de muncă în Italia înapoi, am venit înapoi și când m-am dus la Botoșani, la spitalul Botoșani, era copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al lumii de acolo, m-a ținut. Uite unde a ajuns copilul meu. Câți frați mai are el? Sunt 7 băieți și 3 fete am. Și îmi spuneați mai devreme dumneavoastră că ceilalți frații ai lui sunt la casele lor. Da. Deci Nadin e singur copil care stă cu voi aici. Noi l-am luat de la stat pe el și mai are o soră la Alba Iulie. Care e căsătorită. Și ea a fost la stat și pe ea am luat, pe amândoi am luat între aceea și cu zi. Între aceea și zi. Nu ne-am judicat. A fost proces și mi l-a dat pe copil. Da. A fost niște copii chinuiți. Niște copii animăruți. Vă spun, băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa. Noi suntem niște oameni simpli, oameni săraci. Nu nici sărac, să zic băieți, sărac lipit, dar oameni normali. Noi nu suntem oameni cu fițe, nu suntem noi oameni ca să ne câștigăm pâine în existență. Ce vârstă avea Nadin când ați cunoscut-o pe mama lui? 5 anișori avea. L-ați luat și îmi spuneați că v-a fost destul de greu cu el. Era un copil mai obraznic și la școală a făcut nu probleme. Ce puteai să-i faci la un copil, doamnă? A mai dat câte o palmă ca fiecare părinte, că nu putem să zicem, bă, nu l-ai mai artoit. Dar nu am dat ca să... Că dacă nu-i dădeam, nu. Multă lume, vecini, chiar ai spunea, bă, tu nu faci băiat de mine. Și uitați că de bunul Dumnezeu. Când și-a revenit el? Când a devenit băiat normal? Dacă mă credeți, el la 10-11 anișori a mai avut animale, dar le-am dat tot așa că nu puteam să le ținem, nu ne ajungeam cu venitul și ne-am dus la muncă. Soția a plecat iar în Italia, eu am rămas cu el acasă, am avut grijă, eu mai mult am crescut, a stat lângă mine. El mai mult pe mine e tragic, dacă soția a fost în Italia, ne-am ajutat, n-am avut venit cu salariile din România, vă dați cu seama. Și nu ne ajungeam, și s-a dus în Italia și eu am stat cu copilul acasă. Și eu îl duceam la școală, el vinea, dar muncea mai mult ca acum, dacă vă dau cuvântul. La 12 anișori, băiețașul ăsta care îl vedeți, muncea cot la cot cu mine. Ce să mai zic, cum e tineretul, da? În afară nu mi-a făcut probleme. Nu fumează, nu bea, nu se droghează, cum sunt. Nu. N-am avut probleme. Sper și de mult încolo să fie cum a fost. Și un copil normal, natural, care l-a făcut mama lui. Îmi ziceați mai devreme faptul că el toată vara, nu? A dormit aici, dacă da, poate colegul meu să și filmeze. Imediat mergem și filmăm și acolo. Asta e virga lui. Asta este virga. Asta e cățelușa lui. Virga. Dintors, care face reclamă cu ea. Virga lui.
Ce planuri aveți pentru el, pentru viitor? Adică aveți de gând să-l țineți aici, el să continue până la urmă? Cum vrea el. Dacă ne-a zis bunul Dumnezeu să mai facem niște bani, vrea și a făcut niște bănuți acum cu TikTok-ul, de ce să minte că vrem să mai facem aici, că aici nu-i terenul nostru. E terenul primăriei la care, nu mai zic nimic, și vrea să mai facem un săivănuț aici și vrea și el 100 de oi. Și după aia, dacă ești bunul Dumnezeu să facă bani cu TikTok-ul, eu i-am zis, dacă faci ce a făcut alții, te bat, poate să audă întreagă țară, i-am zis, te bat de te rog că mai făcut alții. Au câștigat sute de mii de euro și nări și fel și fel și păcănele. I-am zis, îți iei valeta, te bat de te rog și pleci de la casă. Și nu, tată, eu îmi iau acum de comandat 100 de oi, băiatul ăsta. Îmi iau 100 de oi, m-a ajuns să-mi fac saivan și după aia, pe viitor, vreau să-mi iau și eu 100. Dar când s-a apucat el de TikTok și cum ați... Dintr-o joacă, cum s-ar zice, cu Putin. Bă, Putin, eu atâta vreau să spun, două vorbe și mă asculți. Ai grijă, unde arunci bomba aia când vii în România, eu atâta spun. Când am văzut, am rămas, a plecat cu căceaua pe câmp, el umbla cu... Umbla el dimineața, seara umbla mic, nu puteam să lăsă copilul seara, noaptea, știți cum, șacal, că la noi sunt șacal pe aici mai. Și într-o zi, ce a venit lui pe câmp cu cabri, Putin... Cum a zis el cu Putin, eu știu, de atunci s-a apucat de TikTok și l-a apreciat. Lumea n-a avut mulți, eu nu prea știu, eu unul nu știu. Și unii l-a provocat, unii l-a saltat și uitați acum multă lume îl iubește. Și lumea a zis că noi suntem bogați. Băiatul ăla când a venit încă cu un băiat, a filmat și poate s-a văzut ferma asta. Și i-a zis că noi suntem oameni de bani gata. Niciodată n-ajungem noi pe urma la patronii care sunt aici. Noi suntem niște oameni simpli. Ce să zic? Și dacă Nadine o să facă atât de mulți bani încât ar vrea să se mute la București, ați vrea să mergeți după el? Nu, eu unul nu sunt, e la țară. Dar el dacă vrea să ducă, să mute... Nu. Eu unul... Dacă vrea să-și animale, și dacă nu, nu mai să nu facă cu păcănelii, cu droguri, cu ăsta. Să nu umbli cu ăsta. Să ai vis să dea Dumnezeu să-i curgă bani cu saci. Asta e un dar de la Dumnezeu.